În colțul de nord-vest al bazinului Bârsei, pe malul stâng al râului Olt, la poalele nordestice ale munților Perșani, la aproximativ 37 de kilometri de orașul Brașov, se află Biserica Evanghelică din Apața. Apața este o așezare cu o cetate la granița țării Bârsei, înființată de către regele Ludovic cel Mare, așezare care era locuită la început de soldați, apoi și de familiile militarilor care se ocupau cu agricultura. Având rolul unei fortărețe aflată la graniță, Apața a suferit mult în decursul timpului. Viața sătenilor a fost îngreunată de luptele constante ale dușmanilor care încercau să pătrundă pe aceste teritorii. Însă au supraviețuit pe aceste meleaguri pe care nu le-au părăsit în ciuda greutăților. Dorința lor de a rămâne aici se materializează prin construirea unei biserici din piatră în anul 1427, în locul capelei de lemn care s-a deteriorat. Despre biserica înființată în secolul al XV-lea au rămas puține documente, deoarece satul a ars cu mai multe ocazii din cauza atacurilor dușmanilor, dar și din vina localnicilor. Precum și în anul 1794, când din cauza unor copii neglijenți care se jucau, a izbucnit un foc mistuitor, în urma căruia a ars satul, biserica, parohia, dar și arhiva. Biserica a fost reconstruită după fiecare incendiu. Deasupra ruinelor rămase după incendiul din anul 1794, a început construcția unei noi biserici în anul 1804, la care s-a mai adăugat o extindere laterală în anul 1908, căpătând forma pe care o are și azi. Turnul vechi s-a reconstruit între anii 1768 și 1771, baza fiind un turn de observație al cetății, dar care s-a deteriorat în urma incendiului. A fost renovat în anul 1810, an în care se montează în turn și un ceas. Construirea turnului care se vede și azi a început în anul 1898. Pierzând importanța strategică, coridorul de apărare din zidul care înconjoară biserica este desființat. Rămâne un zid de 2,53 metri. Mobilierul bisericii, deteriorat în incendiu, a fost reparat în anul 1819 împreună cu corul bisericii. Însă, în anul 1982, membrii congregației au schimbat mobilierul și parapetul corului și au construit un nou amvon. Mobilierul și corul sunt munca meșterului Gal Gheorghi. Amvonul este munca meșterului Foncioli Ontol.
În locul altarului vechi mistuit de incendiu, se ridică un altar nou în anul 1804, care este renovat în 1890, este înlocuit în 1904 cu altul, care se vede și astăzi. Cristelnița este sculptată în anul 1898. Orga datează din anul 1896. Este munca meșterului Soukeni Kianos din Szeged. Pe vremea înființării așezării, locuitorii satului erau de religie catolică. Conform registrului dijmei papale, erau 400 de locuitori. În baza unor date, cândva la Apața se afla o mănăstire a călugărițelor. Istoricul Orban Bolaj, în cartea cu titlul Descrierea tărâmului secuilor, menționează această mănăstire, spunând că a văzut ruinele acesteia. În secolul al XVI-lea, după reformarea bisericii la Brașov, locuitorii Apaței devin evanghelici. De atunci, sunt tenoriași fideli evanghelici. Această legătură strânsă cu religia și biserica lor demonstrează și faptul că și în anii grei ai comunismului și-au păstrat religia evanghelică, precum și în cei 30 de ani ai secularizării în lumea noastră. Până azi, numărul evanghelicilor din Apața depășește 1000. Aceeași legătură strânsă leagă locuitorii acestui sat și de tradițiile locale, pe care le păstrează și în ziua de azi. Multe tradiții sunt vii încă în această comună, tradiții care sunt în multe locuri deja uitate. Recruții care mărșăluiesc în sat, balul la culesul viilor, fărșangul și, cea mai renumită dintre acestea, împușcatul cocoșului, care are loc în ziua Paștelui și adună turiști din întreaga lume. Tradiția își are rădăcinile în timpul în care țara noastră era asuprită de Imperiul Otoman. Locuitorii satului s-au ascuns din calea turcilor, dar au fost trădați de un cocoș, care prin cântecul lui a chemat inamicul în ascunzătoare, unde a urmat o execuție în masă. Supraviețuitorii au decis să împuște anual un cocoș pentru a răzbuna victimele. În zilele noastre, răzbunarea pică pe umerii unor flăcăi care, îmbrăcați în cămașă albă, vestă roșie, pantaloni negri și cizme, însoțiți de viteji tineri, mărșăluiesc prin sat spre locul unde urmează să facă execuția cocoșului. Sătenii nu doar respectă tradițiile vechi, dar ei înșiși au dat naștere unor noi tradiții, precum zilele satului Apața, organizat prima dată în anul 1998, și de atunci au fost 12 ocazii unde sătenii au demonstrat încă o dată că pot lucra împreună pentru comunitate, pentru un scop comun, ca să creeze un cămin pentru toți. Fel cum a găzduit tenoriașii de mai bine de două secole, frumoasa biserică evanghelică din Apața îi așteaptă azi cu porțile deschise și pe călătorii ajunși pe aceste meleaguri minunate din țara Bârsei.